Bun găsit, dragi prieteni! Iată din nou împreună aici la Trinitas TV într-o nouă ediție de Bucuriile Vieții. Astăzi ne aflăm într-un alt loc frumos din capitală, un loc ce mă leagă foarte mult cu amintirile de copilărie. Este vorba de Palatul Național al Copiilor din București. Astăzi ne aflăm în Sala Mică de data aceasta și am onoarea ca alături de mine să fie doamna profesor Elena Nicolai, directorul artistic al Palatului Național al Copiilor din București și totodată coordonatorul grupului Meloritm de aici, de la Palatul Copiilor. Bine ați venit la Trinitas TV! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și iată, sunteți din nou alături de noi, de data aceasta la Bucuriile Vieții. Cu mare drag am venit aici. Este o bucurie de fiecare dată când ne întâlnim și spuneam în debut că este un loc care îmi trezește foarte multe amintiri, pentru că nu cred că există copil din București, cel puțin din generația mea, care să nu fi trecut măcar pe la un cerc de la Palatul Copiilor. Da, așa este și eu. Când am fost mică am fost aici la Palatul Copiilor și m-am bucurat de tot ceea ce se întâmplă frumos la cercul de pictură, la cor. Mi-au plăcut toate activitățile de aici, de la Palat. Atunci, în ediția de astăzi, sper eu că vom depăna amintiri și ne vom aminti de ceea ce însemnau sau înseamnă astăzi Bucuriile Vieții. Da, cum să nu. Doamna profesor, de curând sunteți directorul artistic al Palatului Național al Copiilor și ne bucură faptul acesta, ne bucură că, iată, oameni cu suflet, oameni care își dedică timpul activității copiilor, pot să facă o schimbări, pot să facă lucruri frumoase în zilele noastre. Așa îmi doresc. Am acceptat să fiu director, deși acasă am 3 copii și asta înseamnă că răpesc ceva din timpul copiilor mei, dar îmi doresc să fac mai multe aici la Palatul Copiilor decât doar cercul Meloritm. Aș dori ca palatul să prospere, aș dori ca palatul să fie mai vizibil, ca activitățile noastre să fie cunoscute de cât mai mulți copii și părinți care să își dorească să-și aducă aici copiii. Cu siguranță și ne propunem ca, de ce nu prin intermediul emisiunii noastre, cei care ne urmăresc să afle mai multe despre ceea ce înseamnă cu adevărat Palatul Național al Copiilor. Domnilor și domnilor, dacă în ultimii ani poate n-ați auzit foarte multe despre acest loc frumos din București, sperăm noi că astăzi vom încerca să retrezim, să spun așa, să readucem la viață activitățile care se desfășoară aici și care sunt desfășurate neîntrerupt de ani de zile. Da, așa este. Activitățile se desfășoară de foarte multă vreme. Chiar noi, Meloritm, anul acesta o să aniversăm 40 de ani de existență. Wow, mulți și înainte! Sunt, mulțumim, să dea Dumnezeu. Și sunt foarte multe cercuri care au asemenea vechime, ca să zic, adică tradiție și tocmai asta cred că dă calitate actului care se întâmplă la cercurile respective. Eu vă propun să le spunem și celor care ne urmăresc câteva date, să spun așa, despre locul în care ne aflăm, pentru că este un loc cu tradiție și indiferent, așa când străbatem centrul capitalei către cartierul Berceni, trecem inevitabil. Bineînțeles, trecem inevitabil pe Bulevardul Tineretului și automat vedem Palatul Național al Copiilor, unde putem să ne lăudăm cu o varietate foarte mare a activităților care se desfășoară aici. Adică avem de la... Avem 3 secții, secția cultural-artistică, secția tehnico-științifică și secția de sport. Avem muzică, dans, pictură, desen, limbi străine, cenaclul literar și jurnalism, avem ceramică și sculptură, avem dans sportiv, gimnastică ritmică, gimnastică aerobică, fotbal, tenis, badminton, atletism, foarte multe și foarte variate. De la subsolul palatului și până la ultimul etaj putem să întâlnim copii fericiți care fac ceea ce le place aici până la urmă. Și își descoperă eventual viitorul pe care și l-ar dori să-l profeseze, mă gândesc. Prin o varietate atât de mare, descoperi ceea ce vei dori să faci în viitor. De multe ori, când vorbim despre Palatul Copiilor, ne gândim la ce vârstă putem să ne aducem copiii aici. Haideți să ne spuneți câteva începând lucruri. Începând cu 4 ani, depinde acum de cercuri. La cele de, cu profil cultural de dans sau de muzică se pot aduce de la 4 ani sau de pictură. Există însă cercuri de astronomie, unde trebuie să fie mai mari, să poată să scrie, ca să înțeleagă ceea ce se vorbește și ceea ce se spune acolo, sau cercurile de limbi străine și acelea poate să fie și copii mici, dar de la 4 ani până la 18-19 ani sunt bineveniți toți. Există o perioadă anume în care se pot face înscrierile? Da, înscrierile se fac începând cu 15 septembrie sau
cu începerea anului școlar, două săptămâni, timp de două săptămâni se desfășoară înscrierea aici la Palatul Național al Copiilor, apoi cursurile încep de la 1 octombrie. Este un loc mult prea puțin promovat, mult prea puțin exploatat, dacă îmi dați voie să spun așa. Cu ajutorul dumneavoastră, pentru că tot am făcut un parteneriat și veniți să faceți diferite emisiuni la noi, să faceți filmări, cred că vor fi mai vizibile pentru cei care și-ar dori să descopere prin copiii lor ceea ce bucurile vieții, așa cum spuneți. Haideți să ne amintim puțin de ceea ce a însemnat odinioară Palatul Copiilor. Până la urmă, de pe aceste scene, o scenă mică, am spune, scena pe care ne aflăm, au plecat personalități, nume sonore din muzica românească, nume sonore din, să zicem așa, showbiz-ul românesc. Da, aici s-au dezvoltat. Așa este, aici se șlefuiesc personalități, se modelează, se perfecționează fiecare amănunt și detaliu în evoluția și în formarea fiecărui copil. Și copiii trebuie să experimenteze fiecare lucru învățat la cerc și pe scenă trăiește emoții care de cele mai multe ori sunt constructive și le pot direcționa dorințele către a-și continua să profeseze în acea direcție. Până la urmă, aici la Palatul Copiilor găsim profesioniști, sunt profesori dedicați, profesori care au habar de ceea ce înseamnă materia lor și de multe ori o fac dincolo de meserie. O fac cu multă pasiune. Exact. Eu consider că aici sunt foarte mulți profesori care pun pasiune în ceea ce fac și asta se simte prin rezultatele pe care le au și prin entuziasmul copiilor care participă regulat la cursuri și prin dorința lor de a reveni de fiecare dată atunci când începe anul școlar la cursuri. Vorbeam puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisiune, de faptul că sunt foarte mulți dintre profesorii pensionari care își doresc să rămână în continuare alături de echipa de aici de la Palat. Da, așa este. Sunt profesori pensionari care își doresc să continue și pentru că legea încă le permite, ne bucurăm să-i putem ține aici, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim doar la ei. Ei trebuie să-și caute niște înlocuitori și niște persoane care să le ducă mai departe visul și care să le ducă mai departe munca lor. Pentru că la mine personal așa s-a întâmplat. Eu am dus mai departe visul doamnei Lăcrămioara Mitroaica. Și care chiar o salutăm pe în momentul de față. Chiar o salutăm și care mă bucur din suflet că și-a adus nepoțica la noi la Meloritm și că tocmai a fost la primul spectacol în cadrul grupei Meloritm. Adică doamna care s-a ocupat de Meloritm a revenit cu nepoțica la aceleași cursuri pentru că știe că este ceva foarte frumos și și-a dorit și s-a împlinit visul. Doamna profesoară, cum sunt copiii de astăzi? Cum sunt părinții? Pentru că de multe ori părinții sunt cei care doresc să-și vadă copilul pe scenă, uneori chiar netalentat și chiar insistă că acest copil are un talent. Este un pic dificilă problema. Părinții trebuie să înțeleagă că doar prin muncă se poate ajunge pe scenă și că printr-o perseverență și printr-o seriozitate. Altfel nu se poate. Nu putem ajunge sus în vârf decât prin muncă și prin efort și prin perseverență. Dacă nu muncim, nu putem să avem rezultatele cele mai bune, doar muncind. Și asta înseamnă să venim la cursul regulat, să tratăm cu seriozitate și acasă, pentru că eu le spun inclusiv copiilor mei, mamă, trebuie să repetați acasă, nu e suficient ce facem noi, o oră pe săptămână sau două ore pe săptămână la cei începători. De aceea există YouTube, de aceea există internet, avem site, avem melodiile puse, postate. Ascultați-le și acasă, pentru că vă place și dacă vă place, doar așa putem să ajungem mai buni și să ajungeți la grupa de performanță și de la grupa de performanță la concursuri, la festivaluri și să materializăm cunoștințele și talentul pe care îl avem. Spuneați că nu este suficient să repete doar la cursuri atunci când vin aici la Palatul Copiilor. În schimb, stau și mă gândesc că programul lor ar trebui să se potrivească cu cel școlar, pentru că de multe ori se spune chestia asta, că prea multe ore, prea multe. Din păcate, da, cerințele profesorilor și cerințele școlii sunt foarte multe. Standardul este foarte ridicat. Profesorii nu mai au înțelegere pentru copii care își ocupă timpul cu activități extrașcolare de tipul celor de la Palatul Copiilor și este păcat pentru că aici copiii sunt îndrumați și în felul ăsta devin mai atenți, devin mai conștienți, devin mai responsabili și îi ajută, mai disciplinați. Și toate lucrurile astea îi vor ajuta pe ei la școală. Deci n-ar trebui să pună o piedică activităților care se întâmplă aici și să-i încurajeze să vină. Dar pentru că
trebuie să aibă și rezultate la școală, pentru că nivelul examenelor cred că este mai ridicat ca în alți ani. Sau, din păcate, și tentațiile, telefon, internet, tablet, calculator, copiii nu mai au atâta timp liber, timp de a învăța și atunci... Altele devin valorile lor. Altele devin valorile și altele devin priorități. Tocmai de aceea cred că ar trebui încurajați și susținuți și de părinți și de către profesori. Tot ați amintit de aceste tehnologii noi. Mai vin copiii cu dragostea aceea cu care veneau odinioară la cursuri? Reușesc ei să se, să spunem așa, deconecteze de tot ceea ce înseamnă activitate? Vin cu dragoste, însă atenția este mai mică și atenția este mai puțin focusată pe ceea ce facem acolo. Adică sunt mai distrași de absolut orice se întâmplă. Absolut orice este un element care perturbator, care poate să-i distragă de la ceea ce avem de făcut. Și asta se întâmplă la toate cercurile și este o muncă a profesorului de a găsi permanent o modalitate de a le capta atenția, de a se juca într-un fel cu ei ca să poată fi productiv ceea ce face la cerc. Astăzi spuneam că ne aflăm pe scena mică a Palatului Copiilor, în spate sunt scaunele goale de data aceasta. Știu că acum câțiva ani mulți dintre profesorii de aici chiar aveau o tristețe așa în suflet că încă sala mare, atunci când există un spectacol, nu este suficient de plină. Oare da, de ce? Așa este. Pentru că nu mai este aceeași regularitate în spectacolele pe care le oferim. Pentru că trebuie să oferim, zic, lucruri mai de calitate, spun. Și atunci, cred că mai avem un pic de muncă, dar prin promovarea evenimentelor pe care le facem și printr-o tenacitate, cu siguranță vom ajunge la un public numeros și dornic să vină frecvent la spectacolele noastre. În momentul de față, am înțeles că Palatul Național al Copiilor ține foarte mult de Ministerul Educației Naționale. Da, noi aparținem de Ministerul Educației Naționale, nu de inspectorat. Da, așa este. Cum vă descurcați până la urmă? Asta cred că este veșnica întrebare a oricăruia. Din nefericire, nu ne descurcăm bine. Din nefericire, toate lucrurile și resursele nu prea sunt, nu că sunt limitate. Din păcate, sunt inexistente. Și atunci, din cauza asta, au de suferit cercurile, profesorii și activitatea pe care o desfășurăm. Pentru că atâta timp cât instituția nu te finanțează, atâta timp cât nu susține activitățile și trebuie să te descurci cum poți, cu părinți, cu modalitățile proprii, improvizezi și faci permanent ceva, orice, ca să-ți meargă activitatea, este dificil. Și este dificil pentru că cred că și din cauza asta nu avem o promovabilitate și o vizibilitate mai mare. Adică ar trebui oricum, avem nevoie de foarte multă susținere și financiară, ceea ce nu avem și din cauza asta avem de suferit, au de suferit activitățile noastre. Nu mai spun de sălile noastre, de reabilitarea clădirii, de clădirea este făcută din 85, deci sunt peste 30 de ani, toate instalațiile, totul este de pe vremea de atunci. Toate ar trebui refăcute, ar trebui izolate, ar trebui schimbată tâmplăria, sunt atât de multe lucruri de făcut și, din nefericire, bani nu avem și o ducem cum putem. Și totuși copiii continuă să vină aici și să-și găsească activități frumoase. Dacă, nu știu, înainte de anul 2000, sălile erau pline, holurile erau pline de copii, cum este astăzi situația? Mai vin copiii la Palatul Copiilor? Da, mai vin copiii la Palatul Copiilor, dar cred că am putea îmbunătăți, așa cum am spus, prin fonduri. Că altfel, din păcate, avem lipsuri și, din păcate, nu putem duce la bun sfârșit activitatea din cerc. Pentru ceea ce facem, trebuie să te prezinți la competiții. Ca să te prezinți la competiții, trebuie să finanțezi părinții, trebuie să suporte cheltuieli de deplasare, de transport, de masă, ceea ce sunt foarte scumpe și, după cum știți, veniturile la noi în România sunt foarte mici, părinții nu își pot permite și din cauza asta nu poți ajunge unde îți dorești și nu poți să finalizezi munca până la urmă. De aceea avem nevoie de susținere, de promovabilitate și de ajutor de a fi parteneri până la urmă. Până la urmă, în parteneriat, în comuniune, se pot face multe lucruri frumoase și sperăm noi că, de ce nu, în curând, Palatul Copiilor își va regăsi locul acela în peisajul cultural al Bucureștiului. Eu așa îmi doresc și eu
pentru asta depun toate eforturile. Sper ca Dumnezeu să mă ajute și sper ca nu doar Dumnezeu, ci și persoane care sunt în măsură să ne poată susține. Știm că în zilele noastre există foarte multe cercuri, cursuri, activități extrașcolare în diferite locuri din București. Dar totuși, dacă ar fi să facem așa, cum s-ar spune în termeni mai moderni, reclamă Palatului Național al Copiilor, de ce ar trebui copiii să vină să aleagă Palatul Copiilor și cercurile de aici? Păi așa cum am spus, tradiția. Dacă sunt profesori care au profesat 20-30 de ani, e evident că au o experiență, că au ajuns la modalitatea de a fructifica cel mai bine tot ceea ce fac. Și atunci eu consider că prin experiența căpătată, cu siguranță există valoare în ceea ce fac. Și atunci tradiția își spune cuvântul. Dar nu numai. La noi, la Palatul Copiilor, varietatea activităților și varietatea cercurilor și a ceea ce se întâmplă aici, toate în cadrul aceleiași instituții, este foarte benefică, că nu te plimbi în tot Bucureștiul. Bucureștiul fiind atât de mare și atât de aglomerat, este greu să te duci în diferite colțuri. Și atunci, dacă vii la Palatul Copiilor, le găsești pe toate. Cât costă cursurile? Cursurile sunt gratuite. Cursurile sunt gratuite, toată lumea poate să vină. Însă fiecare profesor adună de la părinți niște bani pentru a-și putea face niște costume, pentru a putea, așa cum spun, pentru a putea pregăti un spectacol, pentru a pregăti un concurs. Eu personal, de exemplu, realizez două festivaluri. Festivalul A Fost Odată și Buna Vestire. Din nefericire, pentru că instituția nu mă susține, găsesc susținere la părinți și prin, cu ajutorul lor, putem să ne desfășurăm activitatea, altfel nu se poate. Și este păcat ca, dacă putem să facem, să nu facem din lipsa banilor. Iar părinții sunt cei care susțin și mă bucur din tot sufletul. Acești copii exprimă ceea ce învață în școală, ceea ce li se spune foarte frumos în familie și, într-adevăr, ei vor fi aceia care vor duce mai departe tradiția frumoasă a acestui neam. Dacă tot ați amintit de acest festival, Buna Vestire, iată, săptămâna viitoare vom începe festivalul, vom începe săptămâna cu cântece religioase, cântece specifice acestei perioade. Spuneți-mi mai multe ce înseamnă acest festival, aflat, iată, anul acesta la cea de-a 7-a ediție. Mă bucur că, cu ajutorul lui Dumnezeu și al, repet, al părinților și al celor care mă înconjoară, al domnului Voicu Enăchescu și anul acesta și al domnului profesor Valentin Gruescu, putem să realizăm festivalul Buna Vestire. El a debutat ca un festival de muzică corală. Anul acesta mi-am dorit să-l fac și concurs pentru școlari, pentru elevi, fie că sunt de gimnaziu, fie că sunt cei de liceu, și am făcut și o secție pentru muzică vocală. Și sperăm să fie de bun augur și ne dorim ca la anul să primim finanțare, pentru ca, prin finanțare de la Ministerul Învățământului, ca, inclus fiind în calendarul activităților extrașcolare, să primească bursă copiii care sunt participanți la acest concurs festival. Care ar fi scopul acestui concurs festival? Până la urmă, de găsit anumite dinere talente sau de promovat, nu știu, promovat coruri? Inițial asta mi-am dorit, să promovăm muzica corală, muzica corală de calitate și muzica corală religioasă, pentru că este un segment puțin popularizat și puțin abordat. Și tocmai de aceea mi-am dorit să fac lucrul ăsta și mă bucur că am ajuns, iată, la 7-a ediție. Nu se tem oare părinții să își lasă copiii la muzică religioasă să învețe sau nu sunt reticenți? Eu consider că este tocmai. Apropierea copiilor de biserică trebuie făcută inclusiv prin școală sau prin cercurile de la Palatul Copiilor, dacă profesorii consideră. Noi
melodic și nu numai. Nu abordează doar muzica religioasă, este o parte a muzicii care trebuie și ea abordată și care îi învață pe copii să fie într-alt fel, să fie apropiați de Dumnezeu, să facă o rugăciune și să-i vorbească în felul ăsta lui Dumnezeu. Și cred că este de bun augur faptul că am făcut acest festival și că avem coruri participante și copii. Vă mai amintiți prima ediție a festivalului? Nu, din nefericire nu, dar trebuie să mă uit așa pe afișele anterioare. Evident că aveam foarte mari emoții. Bine, am emoții de fiecare dată, pentru că sunt o fire emotivă de fel și timidă am fost în tinerețe. Bine, și acum, dar mai puțin. Multe emoții, dar cu încredere că se va realiza și că se va realiza bine. Cum va fi festivalul de anul acesta? Ce ne puteți spune așa în exclusivitate? Păi, așa cum v-am spus, va fi o secțiune de muzică vocală pentru copii soliști, apoi vor fi coruri de gimnaziu și coruri de liceu și apoi secțiunea de festival, care va fi pentru corurile de adulți. Avem coruri din țară și mă bucur pentru că am trezit interesul și zonei apropiate din București. Așadar, nu va fi doar Bucureștiul prezent la festival. Da, cum să nu. Da, și așteptăm și vă invităm cu drag pe toți cei care vă doriți să participați la un moment deosebit și la un moment de apropiere de Dumnezeu în perioada postului. Când va avea loc exact? La ce oră și unde? Pe 25 martie, începând cu ora 15, aici la Sala Mică a Palatului Național al Copiilor. Intrarea este liberă. Intrarea este liberă, bineînțeles. Da. Așadar, stimați telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră cei care ne urmăriți în acest moment să vă faceți puțin timp și pentru suflet, iată zilele acestea. Iar pe data de 25 martie, chiar în ziua de bună vestire, vă invităm aici la Palatul Național al Copiilor pentru a umple sala din spatele nostru, să fiți public, spectator, iată la un festival frumos, un festival pentru suflet, așa cum spunea doamna profesoară. Și festivalul se va desfășura pe parcursul a 5-6 ore, deci pot veni oricând, nu trebuie să fie doar de la ora 15, pot veni și la ora 17 și la ora 19, oricând, pentru că, având în vedere că sunt multe formații corale și mulți participanți, se va întinde pe durata a 5-6 ore. Este interesant, este frumos că se întâmplă așa ceva în București și iată, este mai frumos că putem să facem cunoscut un astfel de festival. Mă bucur și vă mulțumesc din suflet pentru oportunitatea de a putea promova Festivalul de Muzică Religioasă Buna Vestire. Doamna profesoară, ne aflăm la bucuriile vieții. Am să vă întreb și pe dumneavoastră ce înseamnă pentru dumneavoastră bucuriile vieții, pentru că în zilele noastre încercăm să ne focusăm doar pe lucrurile materiale, să ne uităm de ceea ce este în jurul nostru și uneori spunem că nu suntem fericiți sau nu suntem bucuroși. Bucuriile vieții sunt copiii, eu așa consider. Eu personal am 3 acasă, 3 băieți și din păcate, așa cum am zis de la început, faptul că am acceptat această funcție îmi răpește din timpul lor, dar sper că aducându-i la mai multe cercuri în palat să fie totuși aproape de mine. Timpul liber petrecut cu familia cred că este bucuria vieții și cred că este modalitatea cea mai frumoasă de a trăi viața. Le spun de nenumărate ori copiilor, inclusiv celor de la Melorid, cu care am discuții de genul acesta, că nu banii și nu obiectele pe care le au și le dețin sunt cel mai important lucru. Că nu contează ce telefon ai, că ți-ai schimbat blugii de 5 ori în săptămâna asta, sau că ai, nu știu, eventual unghiile făcute sau eu știu ce altă trăznaie. Da, este frumos să le ai, dar le-am explicat pe timpul când eram eu de vârsta lor, pe vremea lui Ceaușescu, aveam 2 perechi de pantaloni maxim, aveam o singură pereche de Adidas, deci ne bucuram doar cu o singură pereche de încălțări. Vă dați seama, nu știu câți din zilele noastre mai au o singură pereche de Adidas, așa erau toți, nu eram eu așa. Toată generația atunci nu ne fâțâiam în foarte multe ținute, nu ne fandoseam în haine de scumpe de firmă, pentru că tot ce înseamnă, toate cheltuielile pe lucruri care nu au valoare până la urmă. E adevărat că la perioada adolescenței îți doreți să fii în centrul atenției, să fii în pas cu moda, să fii interesant pentru cei din jur. Dar asta presupune ca părintele să muncească foarte mult, ca părintele să își răpească din timpul liber ca să muncească în plus și să aibă copilul ceea ce banii să cheltuiască. Și este păcat ca pentru niște nimicuri, pentru niște mărunțișuri, să nu-și petreacă timpul liber împreună.
Poate că în acele vremuri întrecerea era în cunoștințe dobândite, în ce ați mai citit, da, în ce ați mai descoperit. Este, da, cred că interesul pentru lectură era mai mare, cred că interesul pentru a participa la concerte de bună calitate, la... Bine, eu am făcut școală de muzică și mergeam la concerte de muzică clasică, dar cred că și mi-am propus ca și cu copiii de la Meloritm să merg la concerte de genul ăsta. Nu m-am ținut prea frecvent, dar cred că este o modalitate de a le îmbogăți cunoștințele, până la urmă. Și pentru a găsi o altă abordare a muzicii, pentru că muzica noastră, ceea ce se ascultă acum, nu are treabă cu muzica clasică, dar muzica clasică este cea care este cea de calitate și din care provine muzica ușoară pe care o ascultă ei. Mai pot găsi astăzi copiii bucuriile vieții în lucrurile de care spuneți? Să știți că da, noi mergem în tabere, ăsta este, iată, un motiv de a mulțumi primăriei că oferă de ani de zile locuri gratuite în tabere copiilor care sunt serioși și participă cu regularitate la cursuri și avem tabere în la mare, tabere la munte și tabere în Grecia. Și momentele de tabără sunt momente foarte frumoase în care facem toate trăznăile, nu au acces prea mult la telefon. La început protestează pentru că cum n-am voie să vorbesc, că eu trebuie să-mi sun părinții. Noi știm foarte bine că nu își sună părinții, dar evident că jocurile pe care le facem și drumețiile sau absolut tot ce se întâmplă în tabere sunt lucruri foarte frumoase și amintiri plăcute care le vor rămâne din copilărie. Ceea ce îmi povestiți acum mi-a adus un pic aminte de ceea ce însemna odinioară aici la Palatul Național al Copiilor, turneele făcute în diferite orașe, în diferite țări, de multe ori împreună cu grupurile de dansuri, de muzică. Da, exact. Taberele sunt fără finalitatea unui concert sau o prestație pe scenă. Într-adevăr, turneele astea înseamnă și bucuria de a fi împreună și de a explora locuri noi, tradiții, oameni, culturi noi, dar au totuși acolo seriozitatea și munca pentru cum te vei prezenta la acea competiție, la acel spectacol, la acel concert. Deci, turneele totuși presupun și o seriozitate și o muncă. Taberele sunt doar de relaxare. De relaxare și, de ce nu, de responsabilizare a ceea ce urmează ei să facă odată ce se întorc înapoi acasă și la cursuri. Da, așa este. Doamna profesor, ce părere aveți despre tânăra generație? Pentru că de multe ori auzim această replică, tinerii de astăzi nu mai sunt ce au fost cândva. Dumneavoastră lucrați cu ei. Da, așa este. Tinerii nu mai sunt ce au fost, dar asta se datorează evoluției lucrurilor și a tehnologiei, a faptului că au telefoane și au informație la orice pas. Nici nu e nevoie să-și pună o întrebare, că imediat au aflat răspunsul pe internet. Pe timpul meu nu exista asemenea ușurință în aflarea răspunsurilor. Pe timpul meu nu puteai avea acces la interpretări. Faptul că eu personal am cântat la pian și mi-ar fi fost de folos să pot să am multitudinea asta interpretativă la îndemână. Nu exista. Pe timpul nostru, din nefericire, nu exista o fonotecă la noi, la liceu, să poți să asculți. Din nefericire. Târziu în facultate, da, am avut și puteam să ascultăm, dar e esențial că atunci când înveți o piesă, să asculți și alte interpretări, să vezi cum privesc alții interpretarea, cum o abordează, cum sunt detaliile la fiecare piesă. Și acum este mult mai ușor, dar, din nefericire, toate lucrurile bune aduc și minusuri. Adică nu mai ești tentat să cauți lucrurile neapărat importante, ci doar să te relaxezi. Iar copiii își însușesc lucrul ăsta pentru că și părinții la rândul lor stau cu telefonul și din cauza asta, automat, având un model pe părintele care stă pe telefon, copilul nu înțelege că poate părintele chiar are o treabă pentru serviciu, să lucreze pe telefon sau pe laptop și crede că ceea ce face el este efectiv de joacă sau de relaxare și din cauza asta sunt anumite dificultăți în evoluția și în creșterea copiilor. Ați amintit de modele. Mai pot avea tinerii astăzi modele? Au de unde să-și culeagă modelele? Da, cu siguranță, cu siguranță. Televiziunea le oferă sau de unde le pot găsi? Din păcate, televiziunile nu prea le oferă și din nefericire pe timpuri, că tot am vorbit de doamna Lăcrămioara Mitroaica, pe timpuri existau foarte multe emisiuni pentru copii, multe emisiuni și multe spațiu în cadrul
De emisie, până de la urmă, emisie, pentru copii și dedicate lor și în care ei puteau face, chiar dacă nu era pentru copii, doar Ceaiul de la ora 5 nu era emisiune pentru copii, dar copiii aveau loc acolo sau duminica în familie. Nu știu dacă era neapărat dedicată copiilor, dar copiii aveau loc. Din păcate, acum nu prea mai au loc. Sau dacă au loc, este un pic dubios, pentru că văzând ce alți invitați au fost la emisiunea respectivă, mi se pare dubios să apară niște copii. Și e păcat că nu se dorește până la urmă educația copiilor într-o modalitate cât mai autentică și cât mai cu bun simț. Din păcate, bunul simț lipsește în multe direcții și în multe locuri. Iată, vedem că modelele de multe ori pentru tânăra generație sunt alese din rândul artiștilor, din rândul vedetelor, dacă putem spune așa, și cu toții vor să devină asemeni lor. De multe ori, de ce să mai alegi școala când vezi că personajul din fața ta s-a ajuns bine fără prea multă carte? Eu le aduc copiilor la spectacolele mele, vedete care au muncit și vedete care într-adevăr au rezultate remarcabile și care au ceva de oferit lor. Și de curând am avut spectacol împreună cu Irina Sârbu, o interpretă pe care îmi place foarte mult prin repertoriu abordat, prin faptul că preia muzica instrumentală și o face vocală într-o manieră deosebită, cu totul deosebită, iar colaborarea cu ea cu siguranță oferă copiilor un model bun. Faptul că am cântat alături de Alexandra Ușurelu în luna decembrie, faptul că am cântat alături de Luminița Angel, eu cred că putem oferi copiilor modele, dar noi adulții trebuie să le oferim modele și noi adulții trebuie să controlăm și să putem să avem un cuvânt de spus, pentru că nu trebuie să fim noi influențați de către copii. E adevărat, e normal să vrem să fim prietenii copiilor noștri, dar noi adulții suntem cei care judecăm și care putem să ne dăm seama ce este bine și ce este rău și să-i îndreptăm atunci când greșesc, pur și simplu. Adică nu trebuie să le permitem orice doar pentru că ei își doresc. Trebuie să știm când să le retezăm anumite dorințe care sunt nepotrivite vârstei lor. Și din păcate spunem că nu mai avem timp. Da, dar copiii fac parte din viața noastră și vrem, nu vrem, avem timp, nu avem timp, ei cresc și învață sau nu învață anumite lucruri și trebuie să ne ocupăm de ei permanent. Adică la absolut orice, în orice clipă trebuie să fii lângă ei, să le spui e bine, nu e bine, să-i cerți, să-i lauzi, să-i încurajezi, iar la asta știu că ar trebui, din multe puncte de vedere, copiii ar trebui mai mult încurajați, pentru că din păcate sunt foarte mult certați și constrânși să facă foarte multe lucruri și cred că ar trebui mai mult încurajați. Doamna profesoară, din păcate nici noi nu mai avem timp. Iată, emisiunea noastră se apropie de finalul timpului alocat. Avem foarte multe de discutat, cu siguranță, și sper că ne vom reîntâlni și cu alte ocazii, chiar aici, la Palatul Național al Copiilor. N-aș vrea să ne despărțim înainte de a vă ruga să transmiteți un mesaj tuturor celor care ne urmăresc. Veniți cu drag și încredere la Palatul Național al Copiilor. Veți fi cu siguranță mulțumiți de ceea ce veți găsi aici. Mulțumim foarte mult și încă o dată vă spun că a fost o bucurie să ne reîntâlnim aici. Și pentru mine a fost o bucurie și o adevărată onoare și mă bucur că ne ajutați să promovăm ceea ce facem aici. Cu siguranță sperăm că o să o facem și mai bine pe parcursul acestui an și sper că ne vom reîntâlni la diferite activități, spectacole, de ce nu aici. Cu mare drag vă vom invita de fiecare dată. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, iată, până la această oră. Și de aici, de la Palatul Național al Copiilor din București, unde vă invităm să veniți la spectacolele pe care aceștia le organizează, vă urez toate cele bune și o săptămână frumoasă tuturor. Și nu uitați, până săptămâna viitoare, bucurați-vă de viață!